găsit tuturor! O să fiu foarte scurtă. Reprezint Fundația Comunitară Timișoara și vreau să vă spun două cuvinte despre acest ONG, pentru că este puțin atipic. De ce este atipic? Este un ONG care în principal gândește mecanisme de colectare de resurse financiare pe care apoi le dă mai departe în comunitate, susține inițiative din comunitate. Și cea mai cunoscută, poate cel mai cunoscut mecanism de acest gen de colectare de resurse financiare și transferare către inițiative din comunitate de care poate ați auzit este T-Motion. Dar astăzi o să vă vorbesc de un alt fel de mecanism de colectare de resurse și dat mai departe transferat înspre inițiative din comunitate, și anume despre Fondul Științescu, pentru că suntem la workshopul de Digital Culture. Științescu este un program de finanțare din denumire, are focus pe domeniile STEM, știință, tehnologie, inginerie, arte digitale și matematică, și mai are o particularitate, are focus pe copii și tineri. Drept urmare, transferăm resurse din acest fond spre proiecte educative dedicate copiilor și tinerilor în domeniile STEM. Iar aici în imagine, toate pozele pe care le veți vedea sunt din proiectele din ediția de anul acesta. Am încheiat ediția a doua la Timișoara. În poza din imagine este unul din două proiecte pe care în această ediție le-am avut chiar cu artiști, apropo de zona de arte digitale și digital culture. Aici a fost un proiect desfășurat la un spațiu dedicat tinerilor artiști emergenți din zona artei contemporane, iar copiii au experimentat într-o tabără urbană elemente de programare Arduino combinate cu elemente de modelare în VR, și pentru că în Arduino au programat și au simulat cele 5 simțuri umane, după care în VR au modelat și au printat 3D forme ale organelor umane, după care le-au asamblat și au alcătuit așa numitul robot Rose, care de fapt invita copiii să se gândească și să analizeze critic relația lor cu tehnologia prin prisma celor 5 simțuri umane. Așadar, scopul este să dezvoltăm pasiuni copiilor înspre științe. Și aici în imagine este cel de-al doilea proiect, care a fost derulat cu artista din Timișoara, care acum locuiește la Berlin, Ioana Vreme Moser. Ea a dezvoltat un întreg set educațional, aș putea să-i spun tot, acel desen cu circuite pe care copiii l-au avut la dispoziție și pe care pe urmă ei și-au construit tot sistemul electronic, au atașat și o boxă și finalitatea a fost niște cutii electronice sonore. Pentru că erau proiecte artistice, la întâlnirea cu artele digitale, ele de fiecare dată s-au finalizat cu un vernisaj în care erau expuse lucrările copiilor. În acest proiect ei au avut un mic performance în care 10 cutii din acestea au scos diverse sunete electronice sonore. Revenind la cadrul mai general al lui Științescu, de ce este el special? Pentru că noi credem că tinerii și copiii văd, înțeleg și se dezvoltă altfel în comunitate, complementar educației care se întâmplă la clasă. Și atunci, practic, stimulăm proiecte care să-i scoată pe ei din formalismul educațional, să-i scoată în contexte reale, complexe, de multe ori cu situații neprevăzute. Și creăm acest cadru în care profesori care își doresc să iasă din școli, dar nu numai, profesioniști din orice domeniu din zona domeniilor STEM, să vină și să se întâlnească cu acești copii, pentru că ei altfel vor fi inspirați de către oameni care chiar sunt pasionați de ceea ce fac. Și mai are un element particular, acest cadru al lui Științescu. Fondul este creat pe baza contribuțiilor companiilor locale. Practic, companii locale sprijină inițiative dedicate copiilor din comunitatea locală. Așa funcționează Științescu. Noi colectăm fondul, construim un ghid de finanțare și stimulăm astfel de inițiative în comunitate. Spuneam că ne pregătim deja pentru a treia ediție de la anul. Acestea sunt cifrele noastre după două ediții. Veți afla mai multe despre alte două sau chiar trei inițiative care au trecut prin Științescu.
Ce ne dorim noi este nu doar punctual să strânim proiecte, o dată sau de două ori la rând, ci chiar să dezvoltăm inițiative sustenabile care apoi să rămână și să crească de sine stătător pe picioarele lor și acest lucru să se întâmple într-un program pe termen cât mai lung, bazându-ne, repet, pe sprijinul companiilor locale. Și de ce spun asta? Din nou intervine o particularitate, aviz celor interesați. Finanțăm nu numai organizații non-guvernamentale, ci și grupuri de inițiativă. Ce înseamnă grupuri de inițiativă? 2-3 persoane fizice care doresc să deruleze activități din genul de care v-am menționat pot să facă acest lucru cu finanțare de la Științescu. Și apoi, cine știe, poate chiar se naște o organizație cu viață lungă care să deruleze. Important de menționat mai este un lucru, este o mișcare națională. La acest moment se întâmplă acest program de finanțare Științescu în 13 orașe, inclusiv Timișoara, prin fundațiile comunitare. Mecanismul este același, particularitatea este că fiecare fundație comunitare colectează resurse din comunitatea proprie pentru comunitatea proprie. Ce ar mai fi de spus, dincolo de proiectele cu focus pe arta digitală, au fost nenumărate proiecte din zona chimie, fizică, biologie, dar ce e important de spus că toate aceste proiecte au o componentă puternică, aplicativă și de implicare directă a copiilor, altfel decât în predatul clasic, și nu doar asta, dar ei ies din mediul lor de învățare clasic. Se duc la experimentarium, la Aquapic, în diverse alte zone. Aici, în imagine, este la un centru de tineret, în Calea Girocului, unde atelierul cu o clasă de liceni a fost despre sustenabilitatea urbană cu focus pe plastic. Dar în zona sustenabilității urbane au mai fost și pe tot ce e legat de concepte de upcycling, nu doar recycling, și pe textile, și pe foto, și pe apă, și circuitul apei. Am avut și astronomie, pentru că am auzit menționându-se, și un alt proiect aparte și care se întâlnește cu zona, să spunem, culturală, a fost cel în care copiii s-au lăsat inspirați de literatura științelor și de oamenii de știință și s-au gândit cum ar fi să scrie despre știință. Deci cumva s-a activat și spiritul și această gândire critică în rândul copiilor. Timișoara-Științescu.ro este site-ul nostru. Cum spuneam, în februarie, la anul, februarie 2020, o să lansăm noul call pentru proiectele ediției următoare și mai departe o să luați contact cu unul din proiectele cu care noi ne mândrim foarte tare pentru că s-a născut prin Științescu, dar a explodat și sperăm să continue să explodeze pentru că potențialul este enorm și este fabuloasă ideea de concept de la care a pornit. Și nu mai spun de, n-am menționat în toate proiectele noastre și din prima și din a doua ediție am avut, bineînțeles, programare și robotică, iar anul acesta am avut niște roboței fantastici care au pornit și au călătorit în multe alte școli și nu doar acolo unde ei au prins viață. Așadar...